la Larim și Sărim, mereu împreună ca-i noștri minunat. Suntem prieteni în aventură, am pornit împreună, suntem de neoprit. Horseland. În episodul de azi din Horseland. E o comedie a erorilor când o prințesă vizitează Horseland. Da! Will a spus că prințesa nu vrea să fie deranjată aici. Iar Chloe și Zoe dau bătăi regale de cap în încercarea lor de a impresiona oaspetele regal. Prințesa. Șef, Tini, cred că vreți să vedeți asta. Ce se petrece, Angora? Ne-a adus cineva mâncare? Nu, dar e interesant, totuși. Așa, bravo, fetițo. Ce cal frumos. Mie mi se pare o snoabă de prima clasă. Mie îmi pare înfricoșătoare și mare. Nu poți judeca pe cineva numai după aspect. Trebuie să ajungi să-l cunoști. Să umbli o vreme în pantofii lui. Din fericire, eu nu port pantofi. Ce cal frumos! O cheamă Vântuța. Ce nume mai e și ăsta? Vine dintr-o regiune friguroasă. Îi aparține prințesei de Svalsbergen. Tocmai am aflat că prințesa în persoană vine la Horseland să ia lecții de călărie. O prințesă adevărată. Îi vom aplica un tratament de 5 stele. Așa cum știm numai noi, surioară. Da! Prințesa vine aici pentru a scăpa de atenția prea mare de care are parte. Ultimul lucru de care are nevoie e să fie bătută la cap de voi. Prințesa și asistenta ei vor veni singure aici și nimeni nu trebuie să afle. Fără ziare? Fără reviste? Fără emisiuni de bârfe? Fără. De noi depinde dacă va rămâne așa. Tratați-le ca pe orice altă persoană. Hei, putem să păstrăm un secret. Nu-i așa, Chloe? Nu-i așa, Zoe? Sigur că da. De două ori da. Abia aștept să le spun colegilor de la școală. Vor fi geloase pe noi. Bun venit la Horseland, sunt Scarlet. Calul ăla e mai trufaș decât un păun cu coada ridicată. Nu credeam că am să spun asta, Angora, dar s-ar putea să ai dreptate. Răbdare, dați-i o șansă. Ce e asta? Ce puneți voi două la cale? După cum știți, eu și Zoe avem maniere impecabile. Mi-am gândit să vă învățăm cum să vă comportați cu o față regală. Will ne-a spus să nu facem tam-tam. Fii serioasă, Sara. Crezi că eu voi asculta de un individ care poartă tartan? Să începem cu manierele la masă. Nu întinzi coarda cam prea mult. De fapt, noi nu știm nimic despre această prințesă. Așa e, ar trebui să o așteptăm, să o cunoaștem puțin, să aflăm ce îi place. Fetelor, odată ce cunoști familia unei persoane, mediul ei de viață, statutul social, nu mai contează altceva. Care furculiță se folosește mai întâi? Oare să o luăm la goană? Nu, ne-ar prinde, aleargă repede. Fetelor, puțină atenție! Acesta este un platou pentru servit. Din el nu se mănâncă. Se ia de pe masă când se aduce primul fel. Aceasta e o furculiță pentru aperitiv. E singura furculiță care se pune în partea dreaptă. Asta e furculița pentru desert. Se pune orizontal deasupra farfuriei. Bună! Numele meu e Alexia. Bună! Mă numesc Will, iar ele sunt... Bună! Eu sunt Chloe. Eu sunt Zoe. Suntem absolut încântate să te cunoaștem. Mulțumesc! Dar bagajele? Să se ocupe asistenta de ele.
Cred că ești asistenta prințesei. Ei bine, eu... Eu sunt Sara, ea e Alma. Bună! Eu mă numesc Linea. Vrei să te ajutăm să duci bagajele? Da, mulțumesc. Cum e să fii prințesă? Una adevărată? Tati ne spune prințesele mele, dar noi nu avem rangul ăsta. Te simți bine? Da, caii sunt atât de mari. Adică frumoși, mari și frumoși. Aveți o casă frumoasă. Oh, eu nu locuiesc aici, calul meu însă da. Vin la Horseland aproape zilnic. Ne scuzați o clipă? Mulțumesc! Cred că eu sunt tu, iar tu ești eu, trebuie să le spunem. Da, da, desigur, de îndată ce... Nu, trebuie să le spunem acum. Dar... Alteța voastră, nu puteți fugi de noi, suntem noile tale prietene. Cineva îți va arăta unde să duci bagajele, bine? Nicio problemă, vom avea mare grijă de prințesă. Sunt convinsă de asta. Îmi cer scuze pentru comportamentul lor. Cred că-i fac capul calendar prințesei. Sunt sigură, se va descurca. E un cal superb. Da, așa e. Îți plac mult caii, nu-i așa? Oh, da, când urc pe un cal mă simt liberă. E minunat. Am putea merge să călărim dacă vrei. Zău? Da, am putea lua urma traseului peste creasta Charlton. De acolo se vede întreaga vale. Adevărat? Când ne putem duce? Oricând vei dori. Scuze! Prințesa are nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca. Ei bine, datoria mă cheamă. Bine, îi pun eu șaua. Oh, e în ordine, fetițo. S-a dus după prințesă. Oare de ce ia atât de mult timp? Probabil din cauza asistentei. Știi doar cât de greu e să găsești ajutorul potrivit. Iată-le că vin. Nu-ți face griji, Alexia, vântuța e foarte blândă. Înălțimea ta, știi că nu mă pricep la călărit. Nici să urc pe cal nu știu. Abia am încăput în pantalonii ăștia. Arăți bine, Alexia. Cum arăt eu, nici nu contează. Te rog, ne mai putem preface puțin? Acasă am atât de puțină libertate. Aici nimeni nu știe cine sunt. Ești prințesa Linea, din Sfalzbergen, iar eu sunt asistenta ta. Schimbul de haine nu va schimba asta, dar se vor schimba sentimentele acelora care vor afla că i-ai indus în eroare. Ai dreptate, Alexia, trebuie să le spunem adevărul în curând. Foarte bine, ești gata pentru lecție? Nu sunt. Cum așa? Pentru că... spune-le tu. Prințesă! Iuhu! Mi-e teamă că Alexia nu va călări astăzi pentru că ea... Ce se petrece, prințesă? Da, ce e? Prințesa nu va călări astăzi pentru că... Cizmele ei sunt murdare. Cum? Regret că vă dau vestea asta, domnițe, dar așa se întâmplă când călărești. Și totuși, prințesa nu va călări astăzi. Eu mă întorc în casă, mă scuzați. Ți le curăț eu, prințesă. Nu, lasă-mă pe mine. N-ai curățat o cizmă în viața ta. Așa e, dar m-am uitat la cineva. Cred că acum avem timp pentru călărit, ce zici? Nu cred că Alexiei îi va plăcea. Dar să mergem. Ești sigură că poți să călărești pe calul prințesei? Oh, da, știu că n-o să se supere. Distracție plăcută! Privește, Linea! Trecem până în vârf. Trebuie să-i spun adevărul.
Dar dacă se supără pe mine, dacă va începe să mă trateze ca pe o prințesă? Oh, ce frumos e aici! Știam că o să-ți placă. Vezi lacul acela de acolo? Vara mergem să înotăm. Oricând doriți? Bineînțeles, suntem în siguranță dacă mergem în grup. Oh, cred că e plăcut să ai asemenea prieteni. Așa sunt prietenii. Au grijă unii de alții. Sunt mereu alături, înțelegi? Înțeleg. Linea a plecat. Da, știu. Știi? A plecat cu Sara în urmă cu o oră. Sunt bine. Nu înțelegi. Nu pot scăpa din ochi. Du-mă imediat la ea. Te ducem noi. Nu-ți face griji, prințesă, poți călări cu mine. Ba cu mine. Cap sau pajură? Pajură. Bine. Dă-mi mâna. Uau! Nu-ți face griji, prințesă, suntem cele mai rapide călărețe de aici. Cele mai rapide? Dii! Ce plimbare plăcută! Așa e! Dar se face târziu. Cred că trebuie să ne întoarcem. E puțin cam târziu pentru asta. Cum ai îndrăznit să fugi? N-am fugit! Am venit la plimbare. Presupun că tu ai pus asta la cale. Da, dar nu am vrut să vă fac probleme. Habar nu ai câte probleme ai fi putut cauza. Veniți, să plecăm acasă. Ascultă, un lucru știu. Poate că tu ești prințesă, prințeso, dar ești incredibil de rea cu Linea. Sara! Alexia își poate trata asistenta după chef. E de viță regală. Alexia și-a făcut griji pentru mine, Sara. Suntem puțin diferite, dar și prietene. Ascultă, o prietenă nu trebuie să-și trateze așa prietena. Prietenii trebuie să fie alături unii de alții. Prietenii nu trebuie să o facă pe șefii între ei. Aș putea discuta cu tine? Acum! Scuze. Nu pot să cred că încă se ceartă. Ai dat-o în bară de data asta, Sara. Da, nu m-ar mira dacă ar concedia-o pe Linea. Linea are ceva să-ți spună. Ei bine, spune-i. Sara, m-am gândit la ce mi-ai spus despre cum trebuie să se trateze între ei prietenii. Deși abia ne-am întâlnit, te consider prietenă. Nu vreau să suferi sau să ai o părere rea despre mine. Ai tot dreptul să te superi, dar sper că nu o vei face. Nu prea înțeleg ce vrei să spui, Linea. Sara, Alexia nu e prințesa de Schwarzbergen. Ascultă, dacă nu e ea prințesa, atunci cine? Doar nu cumva ești tu? Ba da. Te-ai blocat în ladă. Niciodată nu ne spune nimic. Știu, ce snoabă. Așadar, să văd dacă am înțeles. Alexia nu e prințesa. Așa e. Dar Linea este. Așa e. Ești sigură că e bine să știu asta? Linea mi-a zis că ție pot să-ți spun. Lui Chloe și Zoe vrea să le spună ea. Trebuie să văd și eu asta. Fetelor, avem o veste mare! Care e? Azi la ora 5 vom da o petrecere mare pentru prințesa Alexia! Pentru prințesa Alexia? Da, asta va fi o surpriză.
I-am invitat pe toți prietenii noștri de la clubul de muzică, de la clubul de yachting, de la clubul de tenis și... Will a spus că prințesa nu vrea să fie deranjată aici. Trebuie să anulați petrecerea. Regret, nu pot. Am aranjat deja totul și am plătit cu cardul. Nu cumva să vă faceți de râs. Să mergem după Linea. Linea, Alexia, Chloe și Zoe și-au invitat prietenii, vor să dea o petrecere mare. Pentru cine? Pentru prințesă, dar cred că tu ești prințesa. Oh. Ce e de făcut, prințesă? Mai întâi trebuie să-mi spui tot Linea, ca până acum. Bine, Linea. Apoi nu putem face nimic. Va fi amuzant să-i întâlnim pe invitați. Iuhu! Ascultați! Dăm o petrecere diseară în cinstea ta, prințesă. Ce amabile sunteți! Vom veni cu mare plăcere. Însă avem o problemă, tu nu ești invitată. Cum? Fii serioasă, Sara, știi că noi nu invităm niciodată servitorii. Doar dacă vrei să servești la masă sau să speli vasele. Faceți o greșeală mare. Vedeți voi, Linea înțelege situația. Bine, dar să-ți spun ceva. Poți să arunci o mică privire de la distanță. Poate înveți ceva. Da, noi știm cum să tratăm o prințesă. Ca pe o prințesă. Tatăl lui Chloe și al lui Zoe nu va fi prea fericit când va primi factura. Mâncarea e bună? Unde e? Unde? Fata aceea ne face semn. Îngrozitor să treci prin așa ceva tot timpul. Pe unii chiar nu-i deranjează. Bună seara, mă numesc Chloe, iar ea e sora mea Zoe. Bună. Vrem să vă urăm bun venit la Horseland. Unde e? Unde e? Unde? În seara asta avem ceva special. Șansa de a o întâlni pe incredibil de retrasa, de bogata, de regala prințesă din Sfalsbergen. Am spus, prințesa din Sfalsbergen. Prințesă! Prințesă, aici te rog. Nu, aici. Bună seara, prieteni. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc prietenilor mei de la Horseland, mai ales Sarei. E un loc special. Sunt recunoscătoare pentru zilele petrecute aici. Cine te crezi tu? Da, cine? Prințesa din Sfalsbergen. Ea e? Tu ești? Da, eu sunt. Vreau să le mulțumesc și acestor tinere, Chloe și Zoe. M-au ajutat să văd ce prietenă bună și credincioasă am. Asistenta mea, Alexia. Oh, nu, nu! Nu pot să cred că Linea trebuie să plece. Deja. Eu nu pot să cred că am pierdut timpul umblând cu prințesa greșită. Ar trebui să ne luăm la revedere. M-am distrat de minune, Sara. Mulțumește-le tuturor din partea mea. Și eu m-am distrat de minune. Știți cum să tratați un oaspete ca pe un rege, chiar dacă nu e. N-avem nicio scuză pentru faptul că v-am ascuns adevărul. Ne cerem scuze. Ei bine, și nouă ne pare rău. Chiar dacă Alexia e doar, știți voi, o servitoare? Păi da, așa ceva. Am descoperit în final că ești drăguță. E un adevărat noroc că te-am cunoscut. Poftim, un dar pentru Horseland. Oh, ce drăguță e! E un cal din lemn, un cadou tradițional din țara mea. Mulțumesc, Linea. Vă mulțumesc pentru tot. Alexia, ar trebui să plecăm. Ne așteaptă avionul la aeroport. Excut la Parheim. Ce ai spus? Te voi duce acasă acum. Vântuța înțelege doar limba islandeză. Ca să vezi, nu e snoabă, doar că nu înțelegea ce spuneam noi. De aceea nu a vorbit cu noi. Știam eu. Bless, bless, înseamnă la revedere. Bless, bless.
Bless, bless! Mă bucur că am întâlnit calul ăsta. Și eu! S-a dovedit a fi drăguță în cele din urmă. Nu-i așa, Angora? Cred că unii am tras concluzii pripite în ceea ce o privește. Da, lumea e plină de persoane minunate. Dacă îți faci puțin timp să le cunoști. Au dublat în limba română actorii Lucia Rogoz, Anca Sigmirean, Iulia Tohotan, Ioana Perneș, Corina Cernea, Florian Țilaghi, Ioana Dagău, Mihaela Gherdan, Ion Ruscuț, Rodica Suplăcan, Mirela Corbeanu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.